Alegerile din Statele Unite au fost invocate de Klaus Iohannis atunci când a fost întrebat dacă 10.000 de infectări pe zi sunt suficiente pentru amânarea scrutinului pentru Parlament din 6 decembrie. În momentul acesta nu luăm în calcul amânarea alegerilor și experții nu sunt de părere că se impune amânarea alegerilor. Putem să vedem și în lume ce se întâmplă. Chiar astăzi, după cum am spus în deschidere, au loc alegeri în Statele Unite ale Americii, o țară mult mai greu lovită de pandemie, din păcate, decât am avut situația în România. Eu sunt pro-alegeri, însă Klaus Iohannis uită să spună că n-a făcut absolut nimic pentru a ajuta acest proces. Stai, tu ești pro-alegeri în general sau ești pro-alegeri pe 6 decembrie? În general și pe 6 decembrie. Cred că această comedie pe care o jucăm trebuie să încheie, pentru că tot timpul... Dar care e comedia? Comedia este tot timpul PSD e vinovat, PSD va distruge țara, PSD va face nu știu ce, nu știu că nu se întâmplă nimic în realitate. Iar ei au un vinovat. Ca să-și rezolve președintele problema pe care o are. Și pot să înțeleg că o are, da? Cu PSD trebuie să iasă românii frumos încolonați pe 6 decembrie și să meargă să se îmbolnăvească. Eu zic că e incredibil tupeul cu care și președintele și premierul ne compară pe noi românii și situația din România cu ce se întâmplă în Statele Unite. Pentru că niciunul, nici celălalt nu vorbesc despre faptul că în America 100 de milioane de oameni au votat prin corespondență, au votat prin poștă. Însă eu zic că Klaus Iohannis știe că statul știe că nu ne îmbolnăvim. Este nepriceput în a manevra absolut orice. Vedem că nu se pregătește pentru nimic. Îți dai seama cum ar veni poșta română să ducă voturile pentru 6 decembrie? Ne apucă secolul următor. Nu cumva Iohannis este șeful statului care din bugetul lui plătește poșta asta română? Știm foarte bine, avem în jur, și asta treaba avem în lui. Jur cunoștințe care au ieșit pozitiv și n-au fost sunați nici până astăzi de DSP. Acesta este statul pe care îl patronează deocamdată Ludovic Orban și Klaus Iohannis. Este un stat nu neapărat falimentar, dar este un stat aproape impotent. Și prima măsură pentru a corija, pentru a îndrepta aceste hibe evidente este... Hai să aducem oamenii și mai aproape de o potențială îmbolnăvire. Nu, aici nu sunt de acord, pentru că nu. Potențială îmbolnăvire nu. S-a dovedit că... Ce s-a dovedit? Nu a fost vorba despre o infectare progresivă în momentul cum alegerilor locale. Nu a fost progresiv, dar uite-te și tu că eram la 500 de cazuri în țara asta și astăzi am ajuns la peste 1000 de cazuri. Polonezii acum o lună erau la 3000 de cazuri, astăzi sunt la 25.000, da. Fără să aibă alegeri. Au avut alegeri. Nu alegeri acum, nu perioada poftim. Asta. Au avut alegeri. Au avut înainte. Dar cum te poți compara tu cu America? Fără a le spune românilor, repet, că în America oamenii aia votează de mult timp. Și în total vor fi probabil pe la 140 de milioane de voturi dintr-un total de 250 de milioane de oameni cu drept de vot în America. E bine, 100 de milioane de oameni au votat prin poștă. Au fost vorbim despre două treimi și vorbim despre faptul că din 70 de milioane de voturi ale lui Joe Biden, probabil peste 50 de milioane sunt prin poștă sau vote exprimate anterior zilei de votare. Într-adevăr, România nu a făcut nimic, nu are nicio lege în acest sens. Practic, s-au prevalat de această adversitate a PSD-ului, care evident este pentru președintele Iohannis răul absolut. Nu putem fi de acord cu asta, însă avem nevoie de alegeri, avem nevoie de o conducere clară, pentru că urmează neapărat un an teribil. Musai în 6 decembrie. Uite, ce spun mai eu aici... Mai devreme, dacă vrei. Stai puțin. Ce spun eu aici nu are nimic de a face cu vreo încercare de a proteja poziția PSD-ului. Cât uși de puțin. Nici de cum. Dar suntem în poziția în care în luna decembrie România ar putea beneficia de o primă doză de vaccinuri care să-i facă bine, să-i protejeze pe medici, care la rândul lor să protejeze oamenii până în luna martie, și e legal să fie aceste alegeri amânate până în luna martie, poate că România ar mai beneficia.
Plus că, stai puțin, dincolo de vaccin, în luna martie n-avem e primăvară, vaccin. Nu se transmite ăsta așa. N-avem vaccin, n-avem capacitate organizatorică, da. N-avem planuri, să mergem să dăm n-avem de niciunile, e bine măcar să o luăm de la capăt, să vedem un guvern nou capabil să schimbe ceva măcar din punct de vedere al orientării. Noi nu avem o problemă de guvern acum, avem o problemă de parlament, poți să înțeleg avem asta. O problemă de capacitate de organizare a statului, vedem o calitate, să spun eu, execrabilă de multe ori a funcționarilor publici din România. Ești pe mână cu ei. Nu pot decât să spun asta.